Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Ex Libris Meis. Alexandros Papadiamantis, Povestiri de Paști, un autor despre care nu știam foarte multe, o carte pe care nu o știam, dar am avut o plăcută surpriză în a o citi. Sunt câteva povestiri de Paști adunate din opera acestui autor, quasi necunoscut pentru mine, dar foarte popular în Grecia. Este un fel de, dacă vreți, echivalentul Alexandru Lascarov moldoveanu sau un Vlahuță sau un Coșbuc, un povestitor foarte bun, de foarte bună calitate literară sunt scrierile sale, un autor care însă a trăit destul de puțin, nici 60 de ani, s-a născut la jumătatea secolului al XIX-lea într-o insuliță pe care cu toți o iubim, a fost în concediu acolo, în Schiatos, în arhipelag din nordul Greciei. A murit, cum spuneam, la aproape 60 de ani și, atenție, în toată viața lui nu i s-a publicat niciun roman, niciun volum. Practic a murit într-o oarecare ignoranță în ceea ce privește notorietatea publică, însă după moarte a fost recuperat postum, dacă pot să spun așa, și este considerat unul dintre cei mai importanți scriitori ai literaturii neo-elene. De altfel, el a prins și acea perioadă de modernizare, de europenizare a Greciei, când curentul european laicizant se opunea curentului tradiționalist, era aceeași tensiune care era și la noi, sincroniștii cu semănătoriștii, bună oară. Știm foarte bine aceste dispute, aceste polemici și scriitorii care le-au dus. La începutul acestei povestiri, Psalt Pascal, am ales una din ele, aș vrea să vă citesc doar câteva rânduri care n-au legătură cu povestirea în sine, dar care prefațează cumva tema, sunt scrise chiar de el în cadrul acestei povestiri, așa cum vă spuneam, Psalt Pascal. E vorba despre scrierile care invadau atunci Grecia ca efect al modernizării ei. Seamănă cu ceea ce se întâmplă chiar și la noi, chiar și acum. Nu, să nu aibă caracter religios pentru Dumnezeu. Națiunea elenă și bizantinii nu sunt tot una, ați înțeles? Ați prins umorul. Ironia amară. Grecii de astăzi sunt în mod direct urmașii vechilor elini. Cu alte cuvinte, toată civilizația bizantină ar trebui să fie pusă în paranteze de către modernitatea care dăduse buzna peste greci. Apoi s-au civilizat și au progresat și ei. Pășesc în sfârșit alături de celelalte neamuri. Ce poezie conține faptul de a scrie că Hristos, ghilimele, primește închinarea poporului celui sărac și că preotul cel sărman, ghilimele, a adus lui Dumnezeu jertfă de laudă? Și faptul de a descrie interiorul unei bisericuțe cu adormite candele și negrite chipuri ale sfinților de jur împrejur? Noi nu pricepem unele ca acestea. Are ceva și din Caragiale. Noi vrem o povestire prin care însă să fie poezie, nu realitate prozaică. Iar tu cum te îndrăznești, vorbind despre Iulian Paravatul, cel străpuns cu sulița Sfântului Mercurie, să scriu astfel de frază hulitoare, fiind palid la față tiranul cel nebun. Atunci când un alt scriitor, de o altă manieră, publicând în urmă cu câțiva ani o dramă istorico-fantastică și a prefațat cartea cu un cuvânt înainte într-adevăr indecent, prin care insulta necruțător religia strămoșilor săi, atunci niciun cuvânt nu era atât de revoltător încât să scandalizeze pe cineva, pentru că lucrul era la modă. Exact ceea ce se întâmplă și în ziua de azi. Sunt atâtea opere literare sau atâtea articole de presă, de opinie, care practic atacă de multe ori fără motiv, câteodată întemeia, dar în general atacurile sunt virulente asupra bisericii și credinței noastre. Dar dacă tu îndrăznești să te exprimi cu astfel de limbă lipsă de evlavie față de Iulian cel numit Paravatul sau Apostatul, îndrăzneala ta depășește orice limită. Și totuși criticul cel priceput nu a înțeles că expresia era obiectivă, așa cum ar numi-o ei. Trăda prin cuvinte culorile zugravului și nu a înțeles nici faptul că orice chestiune referitoare la opiniile autorului este cu totul superfluă. Iată așadar cum se lupta Papadiamantis cu contemporanii săi care erau în această fază de negare
a beneficiilor religiei și a unei întregi tradiții. Povestirea pe care am să vă relatez foarte pe scurt se petrece, bineînțeles, tot în insula Schiatos, acolo de unde Papa Diamanti și-a extras personajele. Preotul care trebuia să țină o slujbă la o bisericuță izolată, o bisericuță unde veneau doar păstorii de oi și de capre și câteva țărânci. Așadar, preotul dintr-o localitate trebuia să meargă în ziua și în seara de Paști ca să țină slujba, dar, cum este obiceiul la greci, trebuia să fie cu el un psalt. Psaltul lui se îmbolnăvește și întreabă cine se oferă. Se oferă un bătrânel, un sexagenar, așa ca de vârsta mea, 60 de ani, un ajutor de primar din respectiva așezare. Părintele pleacă împreună cu niște femei și cu fetele sale înainte ca să pregătească cele trebuincioase, să cureze biserica, să curețe altarul. Era o biserică în care nu se sluja și în care păstorii, mai puțin credincioși, își adăpostau câteodată turmele de animale, ceea ce părintele, sigur că da, a fost foarte trist când a văzut asta. Se fac pregătirile intense pentru Paști, pentru slujbă. Femeile de retică pun de aleguri, întind acolo tot ceea ce se cuvenea. Spre seara apar și păstorii, cei pentru care se ținea această slujbă în izolare, în singurătate. Însă cel care trebuia să fie psalt, acel ajutor de primar, Moș Constantos, constată că măgărușul său nu are destulă vlagă încât să-l ducă până acolo, nici nu prea știa drumul, vede că se înserează, a pornit cu un oarecare elan. Pe drum însă a ajuns la o bisericuță, Sfântul Haralambie, era deja seară, luna nu se ivise încă dintre nori, drumul era nesigur, nu mai era sigur exact care este direcția pe care trebuie să o apuce. Cere un fel de găzduire, mai de rușine, mai de frică pentru seara de Paște. Se gândește dacă totul se ajungă sau nu, știa că părintele nu are cu cine ține slujba. Starețul Azarie, pe de o parte îl îndeamnă să rămână, pe de cealaltă parte se gândește că dacă totuși a promis că merge să o facă până la urmă. În fine, acesta și-a inima întins și pleacă însoțit de un sătan spre direcția bisericuței izolate, unde deja părintele își pusese veșmintele, începuse să țină slujba, foarte supărat că nu are un psalt alături de el. Femeile, țărâncile, neștiutoare de carte, dar știau slujba aproape pe din afară, i-au ținut cumva isonul, l-au ajutat. Cu toate astea, preotul era foarte mâhnit și păstorii deja bombăneau. În fine, după despărțirea de țăranul care l-a dus până la un punct, ajutorul de primar, psaltul, Moș Constantos, o ia pe o potecă, nu era sigur că aceea era direcția, afară beznă, cadran, smoală, luna nu ieșise dintre nori. În fine, se împiedică și cade în albia unui pârâu, nu se lovește foarte tare, însă era complet dezorientat și începe să strige după ajutor. În acest timp, păstorii care erau în afara bisericuței au auzit în depărtare un glas de om care strigă după ajutor. S-au dus până acolo să vadă ce se întâmplă și l-au găsit pe Moș Constantos prăvălit în albia pârâului, rănit ușor. Îl ajută să se ridice, merg împreună până la bisericuța unde slujba începuse de ceva vreme. Părintele se bucură că îl vede și bătrânul practic uită și de durere și de căzătură și de spaima pe care a trăit-o și și-a intrat în rolul de psalt. Este o povestire cu happy end și pe final are și o parte de umor, un dialog și niște întâmplări între păstori. Lucruri foarte suave și foarte plăcute pe care Alexandros Papa Diamantis ni le prezintă în această cărticică Povestiri de Paști. Se citește repede și este exact momentul ei acum.